stat cu mașina pe avarie în fața trecerii de pietoni și a pus în pericol pe alți oameni. După aceea și-a pus copilul pe bancheta din față și îi pune și lui viața în pericol. Deci uitați-vă de câte ilegalități e capabilă o mamă. Dar probabil așa am învățat la școala asta de șoferi. Fix aici și tot așa a oprit o șoferiță începătoare care nici măcar nu are permis. Dar era cu instructorul alături. Instructorul i-a zis, pornești luminile de avarie și oprești unde trebuie. De exemplu, să iei mâncare. Ca așa e în România. Nu contează regulile, nu contează pericolele. Noi suntem nemuritori. Și apoi ne plângem de milă. Tătălui și tovarășul instructor. Ca să știți cine învață așa șofer. A cumpărat și țigări, fete. I-a dat bani de țigări. Acum oprește luminile de avarie, s-a terminat avaria. Mergem mai departe. Înfruntăm pericolele de trafic. Stradă sub cetate și bulevardul București noi. Ca să nu vă mai spun la ce pericole ne expune primăria. Ia uitați-vă ce distrus e pilonul ăsta. L-a prins și pe Ceaușescu, poate și pe Gheorghiu Dej. Bine că l-au prins cu scoci. Cu scoci și cu tablă din asta o să reziste mult.